În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți prieteni, deja am intrat în luna decembrie și ne apropiem tot mai mult de sărbătoarea nașterii Domnului. Odată cu luna decembrie intrăm tot mai mult într-o atmosferă mai sărbătorească. Înainte de a ne bucura de nașterea Domnului, sfinții care, corul sfinților care sunt presărați în calendarul lunii decembrie, sunt corul acesta ne pregătesc pentru sărbătoarea mare a Crăciunului. Toți sfinții din luna decembrie parcă sunt sfinți gătiți special să ne vestească nouă vreme de bucurie. Săptămâna viitoare este Sfântul Nicolae, apoi Sfântul Sava, apoi Sfântul Spiridon, toți sfinți dragi. Astăzi e un sfânt care ne este drag și mai puțin cunoscut, și mai puțin cunoscut pentru că e contemporan cu noi. E foarte apropiat de timpul nostru. Sfânt Porfirie. Încă nu a reușit să fie foarte răspândit cultul lui, persoana Sfântului nu este încă foarte cunoscută în România. Sunt mulți care știu de el, dar nu așa de mulți ca în cazul altor sfinți. În Grecia este foarte iubit Sfânt Porfirie, care a murit în 1991. Iar Evanghelia de astăzi a fost rânduită de biserică, Evanghelia de la Sfântul Evanghelist Luca, cu un rost special. Până acum, evangheliile care au fost rânduite au vorbit despre pericolul înșelării și alipirii minții de lumea aceasta și a înșelării prin bogăție. Și evangheliile erau un semnal de alarmă și un avertisment pentru noi ca nu cumva să rămânem pironiți în lumea aceasta prin atașamentul pătimaș la bogăție, la plăcerile lumii. Trei evanghelii de-a rândul au fost avertismente și semnale de alarmă pentru riscul sufletului nostru de a se împătimi la lume prin plăcerile aduse de desfătarea bogăției. Iar Evanghelia de astăzi vorbește despre o vindecare. Sigur că pe tot parcursul anului sunt și alte evanghelii care vorbesc despre minuni ale Domnului Hristos, care a vindecat pe cei bolnavi, însă vindecarea pe care o face Domnul Hristos în Evanghelia de astăzi are rostul de a ne lumina pe noi cu privire la taina care va să se apropie. E vindecarea unui orb din naștere, practic aducerea vederii pentru un om care nu a văzut niciodată. Mai sunt și alți orbi care au fost vindecați de Domnul Hristos. Iar acesta este rânduit de biserică să fie cunoscut în duminica aceasta ca o pregătire a noastră pentru luminarea ochilor minții noastre. Pentru că toate evangheliile care se citesc au rostul de a se răsfrânge cu înțelesuri noi asupra noastră. Ele nu sunt doar o aducere aminte despre niște minuni făcute de Domnul Hristos odată de demult. Nu sunt făcute doar ca să ne dăm noi seama că Dumnezeu este vindecător și că are putere. E și firesc că Dumnezeu este atotputernic. Nu e ceva nou pentru noi să știm că Domnul Hristos vindecă bolile și înviază morții, pentru că El a făcut toată făptura și El este izvorul vieții și dătătorul a tot binele. Pe noi nu ne miră lucrurile acestea sau nu ar trebui să ne mire. Ne este de folos să știm lucrurile acestea pentru că atunci când ajungem în situații grele să ne aducem aminte că Domnul Hristos vindecă bolile, că Domnul Hristos înviază sufletul din moartea păcatelor mai întâi și apoi din moartea biologică. Dar ne este foarte de folos să știm că Domnul Hristos
este vindecător, luminează ochii minții noastre. Și încă o dată să știm că există trup firesc, trup biologic și trup duhovnicesc, care este sufletul. Și că componente mădulare, organe ale trupului biologic, au un corespondent și în trupul sufletesc. Așa cum există ochi firești, ochi trupești, așa există și ochi duhovnicești. Așa cum există inimă de carne, există și inimă spirituală sau inimă duhovnicească. Și atunci, toate câte le-am auzit că s-au făcut vindecări, minuni, asupra trupului, la cei de demult, și dacă noi nu suferim de aceeași boală vindecată de Domnul Hristos odată de demult, atunci noi trebuie să găsim un corespondent în viața noastră duhovnicească, viața noastră spirituală. Am auzit că a vindecat un orb din naștere. Eu nu sunt orb, dar nu sunt orb cu trupul, dar în mod sigur trebuie să mă gândesc că am o orbire sufletească. Și atunci ceea ce s-a întâmplat cu orbul din Ierihon odată de mult ar trebui să se întâmple și cu mine dacă sunt credincios. Câteva lucruri trebuie vorbite și despre modul în care Domnul Hristos a săvârșit această minune și cu răsfrângere, încă o dată spun, asupra vieții noastre. Mai întâi se spune că orbul acesta stătea la marginea drumului și cerșea, auzind gălăgia care era în jurul Mântuitorului, a întrebat ce se întâmplă, cine trece. I s-a spus că Iisus, fiul lui David din Nazaret. Și atunci orbul acesta a început să strige: Iisuse, fiul lui David, miluiește-mă! Se vede treaba că numele Domnului Hristos era deja cunoscut, foarte cunoscut, ca fiind numele unui proroc, unui profet, unui vindecător. În orice caz, nu știau ei că este chiar Fiul lui Dumnezeu, dar știau că face, că poate să facă mult bine, că poate să ajute pe cei pe care nu-i mai putea ajuta nimeni. Cine se putea gândi la vremea aceea și astăzi că orbirea poate fi vindecată? Cine dintre nevăzătorii de astăzi, dintre orbii de astăzi, ar putea să strige unui alt om să-l ajute să se vindece, să vadă? Nimeni. Pentru că nimeni nu mai este atât de cu o putere așa mare încât oamenii să simtă că într-adevăr pot fi ajutați în orice situație de omul acesta care nu era doar om și simțeau că e ceva dumnezeiesc în el, deși nu-l cunoșteau de plin. Și a început să strige: Iisuse, fiul lui David, miluiește-mă! Și pe cât îl certau cei din jur să tacă, cu atât striga el mai tare: Iisuse, fiul lui David, miluiește-mă! Ei, lucrul acesta deja trebuie să-l aducem spre viața noastră. Anume că oameni sau gânduri sau diferite situații ne fac pe noi sau ne îndeamnă pe noi să tăcem în rugăciune. Să nu mai chemăm numele Domnului Hristos. Gânduri, ispite, piedici venite de la vrăjmașul, de la diavolul. Pentru că el nu vrea să strigăm spre Hristos. Lui nu-i place situația aceasta. Vedem că orbul acesta, ca să se facă auzit, a început să strige. Pentru că era cerșetor la marginea drumului, nu a apucat să se ducă în fața Domnului Hristos. În același mod trebuie să ne socotim și noi, niște cerșetori la marginea vieții. De ce cerșetori la marginea vieții? Pentru că suntem orbi prin păcatele noastre, am păcătuit, nu mai suntem apropiați de Domnul Hristos. Stăm undeva ca cerșetorii la un drum. Și ca să ne audă, sau oricum Domnul ne aude, dar noi să avem conștiința asta că trebuie să strigăm la El. Pentru că altminteri există riscul să treacă pe lângă noi și să pierdem ocazia aceasta. Să treacă viața pe lângă noi. Și atunci să strigăm. E o pildă despre felul cum se roagă omul la necaz. Noi avem experiența aceasta cu toții. Cum te rogi când n-ai niciun fel de problemă? Cum te rogi din obișnuință sau din rutină? Cum te rogi când ești obosit, plictisit sau faci din obligație? Și cum te rogi când te arde ceva? Noi avem experiența aceasta.
Și ceea ce scrie în Scriptură nu face decât să ne readucă aminte despre felul în care trebuie să te rogi cu adevărat. Să strigi. Vă mai spuneam și altă dată și ne aducem aminte de doamna Aspazia, de cuvioasa Aspazia, care a trecut la Domnul, iată, acum se plinește anul, în ianuarie, și cum a strigat ea într-o situație limită, când era băgată de către securiști în groapa cu șobolani să fie mâncată și lipseau doar momente ca să îi se termine viața în chinuri. Și atunci, în situația aceasta, ea care totuși se rugase și înainte, toată viața s-a rugat. Dar nu s-a rugat niciodată așa cum s-a rugat atunci când viața era amenințată, când era pusă într-o situație fără ieșire. Și spunea că a strigat înăuntru ei sau cu gura, nici nu-și dă seama cum a strigat, dar a strigat, a simțit că a urlat efectiv. Și probabil că doar în inima ei sau în mintea ei, Doamne, nu mă lăsa. Iisuse, fiul lui David, miluiește-mă. O rugăciune scurtă. Noi cum zicem, Iisuse, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă. Nu trebuie cuvinte multe, dar când știi că n-ai alt izbăvitor, când știi că nu există altă soluție pentru problema ta, că nimeni altcineva nu te poate ajuta decât Domnul Hristos, atunci strigi la El. Asta e rugăciunea care este auzită de Domnul. Nu numai că este împlinită de Domnul, o rugăciune strigată în inimă. Și pentru că nu suntem totdeauna în situații limite, de aceea de multe ori ne rugăm de formă sau doar așa, artificial, exterior. Am putea să ne gândim că suntem orbi. Și suntem orbi cu adevărat. Nu știu cât înțelegem sau ne dăm seama sau conștientizăm de faptul că suntem orbi. Că nu vedem cu adevărat. Și Evanghelia a fost spusă acum înainte de Crăciun ca să ne deschidă ochii minții să vedem. Să vedem taina nașterii Mântuitorului. Să vedem taina Maicii Domnului. Să vedem taina Bisericii. Să ne vedem în primul rând păcatele, pentru că prima dată când deschizi ochii minții, îți vezi păcatele. Ești conștient că ești un om păcătos. Cine nu e conștient că e păcătos, încă nu a avut nici cea mai subțire întrevedere a ochilor duhovnicești. Cine se socotește drept este orb, orb de-a dreptul. Cine se socotește că nu are păcate este orb. Cine se socotește că altul e mai păcătos și nu el este orb. Și atunci, dacă conștientizezi de faptul acesta că sunt totuși în întuneric, atunci ar trebui să strig de la Domnul Hristos, Doamne, luminează-mă! Cum striga Sfântul Simeon, nou teolog, ani de zile, într-o peșteră, nu spune alte cuvinte decât Doamne, luminează-mă întunericul, Doamne, luminează-mă întunericul. Nu era orb, dar simțea că e întuneric în mintea lui, în inima lui, nu pătrunde tainele lui Dumnezeu. Încă nu a ajuns la pocăință, nu-și dă seama de păcate, de întunericul în care zace. Și atunci striga cu disperare ca orbul la marginea drumului și nu-l putea opri nimeni, deși poate și lui spuneau gândurile să tacă, să nu mai strige, nu-l putea opri nimeni să strige, Doamne, luminează-mă. Ei, când începe să se ia tina de pe ochii minții, începi să vezi frumusețea lui Dumnezeu. Începe să ți se descopere prezența lui Dumnezeu în viața ta, nu doar că ți s-a spus despre asta, nu doar că ai citit în Scriptură sau ai citit și din alte cărți despre existența lui Dumnezeu, ci începi să vezi cu ochii minții prezența lui Dumnezeu în viața ta. Începi să vezi purtarea de grijă a lui Dumnezeu în fiecare zi cu tine. Începi să vezi minuni pe care înainte nu le vedeai. Ți se păreau fapte obișnuite, fapte întâmplătoare sau pur și simplu fapte firești. Ori omul care începe să întrezărească puțin prin harul lui Dumnezeu lumina de sus, începe să vadă lucruri pe care înainte nu le vedea. Să vezi înseamnă să vezi binele lui Dumnezeu pe care ți-l dă în viață. Să nu vezi doar rău. Cine vede rău, vede întuneric. Deci are ochii minții întunecați. Să vezi binele din persoana celuilalt înseamnă deja să fii luminat. Înseamnă că tu ai deja o lumină în tine care se răsfrânge și asupra celuilalt și nu-l mai vezi în întuneric, ci îl vezi în lumină.
vezi calitățile. Înseamnă că încet, încet se curăță ochii minții. Când începi să vezi cu adevărat, vezi pronia lui Dumnezeu din viața ta și începi să mulțumești. Doamne, nu sunt vrednic să fiu pe pământul acesta. Mila ta și iubirea ta de oameni m-a adus la existență și îmi poartă de grijă. Doamne, îți mulțumesc pentru toate câte mi-ai rânduit, pentru viața, pentru oamenii din jurul meu, pentru purtarea ta de grijă. Începi să mulțumești când se deschidă ochii minții. Când ești întunecat, ești nemulțumit de toți și de toate. Atunci înseamnă că ești orb și n-ai văzut încă nimic. Deci lumina aceasta care vine din cer și îți luminează ochii duhovnicești, te face să vezi prezența lui Dumnezeu în viața ta, te face să vezi binele pe care ți-l dă Dumnezeu în viața ta și tu credeai că e numai rău și numai rău și numai rău, pentru că erai în întuneric, te face să vezi calitățile, lumina din celălalt, pentru că și toți ceilalți au o lumină dumnezeiască pe chipul lor și lumina aceasta se răsfrânge în darurile pe care le are fiecare. Că nu se poate să existe om să nu aibă ceva frumos în el. Ei, dacă nu vezi chiar nimic și vezi numai rău, atunci ești în întuneric, ești orb. Și atunci ce să fac? Strig ca și cerșătorul orb de la marginea drumului, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! Dar el știa ce vrea, pentru că Domnul Hristos l-a chemat la el, l-au adus ceilalți și l-au pus în fața Domnului Hristos și Domnul Hristos l-a întrebat și întreabă pe noi, ce vrei să-ți fac? Ne pune Dumnezeu întrebarea asta nouă. Și când pune întrebarea aceasta, dacă mă ia așa pe nepregătite, că pe nepregătite sunt cam tot timpul, n-aș ști ce să răspund. Doamne, vreau aia, vreau ailaltă. Ba, parcă să nu-mi treci cu vedere nici cererea cealaltă și nu știu pe care să o aduc prima dată în fața lui Dumnezeu. Și exista o pildă din înțelepciunea lui Solomon, că la împăratul Solomon, la înțeleptul Solomon, a fost adusă o prințesă care nu știa căruia i-a fost oferit un inel. Și ca să o încerce, tatăl ei i-a mai dat încă unul, la fel de frumos. Și atunci stătea și se îndoia în cugetul ei și nu știa pe care să-l aleagă. Le-ar fi vrut pe amândouă, dar tatăl său i-a zis, nu, alege unul din astea două. Care îți place ție? Și așa de nehotărâtă și le-ar fi vrut pe amândouă și nu se putea decide care să-l ia. Și până la urmă, tatăl ei a luat inelele și l-a dus la o cerșătoare și a zis, care îți place mai mult? Și a pus mâna dintr-o dată, pe ăsta îl vreau. Ia-l și fata mea nu mai privește nimic. În fața Domnului Hristos ar trebui să ne ardă sufletul, să știm exact ce ne doare. Că ne întreabă Dumnezeu, dar ce vrei? Tu strigi toată ziua la mine, ce vrei? Doamne, asta vreau, cum a zis orbul, să văd. N-a avut niciun fel de îndoială, nicio clipă n-a zis că dă-mi casă, ajută-mă să fac familie sau știu tot felul de, sau știu eu, să fiu puternic, să impresionez pe toată lumea, a știut sigur ce îi lipsește. Pentru că asta îl vrea. Noi, în fața Domnului Hristos, ar trebui să venim, în primul rând, cu cererea aceasta pentru izbăvirea sufletului. Doamne, să văd, luminează mintea, să te cunosc pe tine. Sau să am o stăruință în lucrurile bune și când stau în fața lui Dumnezeu, Doamne, Tu știi ce vreau și eu îți spun ce vreau, asta îmi doresc cel mai mult. Și atunci Domnul îmi va împlini rugăciunea dacă mi este spre mântuire, dar eu trebuie să mă întreb, oare asta îmi doresc eu cel mai mult în viața mea? Dacă mă va întreba Domnul Hristos și nu mai am altă ocazie să-i spun ce vreau, sunt pus în fața alegerii. Ce îmi doresc mai mult? Mă întreabă Dumnezeu, ce vrei mai mult? Și să spune că asta trebuie să o ceri și să știi că de asta să te ții. Și Dumnezeu luminează ochii noștri întunecați ai tuturor oamenilor de la începutul și până acum. De la Sfântul Simeon, nou teolog care striga, Doamne, luminează-mă, luminează-mă întunericul. Secole de-a rândul, oameni care și-au simțit întunericul din suflet au strigat după lumina lui Hristos.
Un astfel de om a fost și cuviosul Porfirie, care l-am pomenit și îl pomenim astăzi. Un sfânt contemporan, aproape de vârsta părintelui Arsenie Boca, a trăit în contemporan cu părintele Arsenie. La 12 ani s-a dus să se facă călugăr. Ne gândindu-ne noi, e un copil aici care la 5 ani întreba la grădință ce vrea să facă, a zis că vrea să facă călugăr. La 12 ani să te faci călugăr în Sfântul Munte, să fugi de acasă, ce te mână? Și la 14 ani a fost deja călugărit. La 16 ani deja era schimnic. Așa râvnă avea în viața lui să-L cunoască pe Domnul Hristos. Și pentru dragostea aceasta i-a dat Dumnezeu daruri nespuse. De ce? Pentru că a ajuns să-L iubească pe Dumnezeu, dar să iubească foarte mult pe oameni. Un sfânt al iubirii, cuviosul Porfirie. Un sfânt al blândeții, al bunătății, căruia Dumnezeu i-a dat un mare dar, ca și părintului nostru Arsenie, acela de a vedea, de a fi înainte văzător. A vedea tainele oamenilor și toate lucrurile și din trecut și din viitor, ca și când se petreceau în momentul respectiv, fără niciun fel de reținere. Vedea în adâncul pământului, dacă își dorea și îl ruga pe Dumnezeu, vedea în ceruri, vedea în America și dacă era de folos, le spunea și oamenilor. Vedea în trecutul oamenilor, vedea în viitorul lor, pentru că, într-adevăr, și el spunea, asta se întâmplă pentru că Dumnezeu e pretutindeni, harul lui Dumnezeu e pretutindeni. Deci dacă Dumnezeu e în interiorul tău cu Duhul Lui, așa luminează mintea omului, încât ceea ce știe Dumnezeu ca Dumnezeu, îi dă și omului să știe. Noi suntem împiedicați din cauza minții noastre pătimașe, a păcatelor, a întunericului din noi, dar dacă harul Dumnezeu ar sărășlui în interiorul nostru, la fel ar fi cu noi, cu toți. O să vă citesc o pagină din viața cuviosului Porfirie, care e deosebit. Uitați, cred că îl știți. Asta este chipul lui de bătrân îmbunătățit. Este și în icoană, acolo l-avem pe icoană. Dar e fotografie. Pentru că a murit în 1991, aproape de noi. Un sfânt contemporan, iubit din timpul vieții, dar mai ales după moarte. Și asta trebuie să ne dea nouă de gândit, pentru că noi spunem de multe ori, timpurile astea sunt timpuri apocaliptice, ispitele sunt mai mari decât înainte, nu mai sunt sfinți. Nu ne mai putem duce viața ca cei de acum 1000 de ani, să zic. Și sfinți ca Sfântul Porfirie, Sfântul Paisia Ghioritu, Părintele Arsenie, ne arată că în orice timp și în orice loc, pronia lui Dumnezeu poartă de grijă pentru mântuirea oamenilor și oamenii se pot sfinți și pot ajunge la măsuri ca sfinții cei de demult. Pentru că harul e același. Nu există epocă, timp în care să zicem noi, să avem scuza aceasta vicleană, că acum e greu. Nu se mai poate, nu mai putem să trăim după Evanghelie. Faptul că există sfinți, mulți dintre noi în 1991 eram deja oameni în toată firea, când a murit cuviosul Porfirie. A trăit contemporan cu noi. Și lucrul acesta trebuie să ne și dea de gândit, să ne dea și curaj, să avem și noi îndrăzneala, să-L iubim pe Dumnezeu cu toată viața noastră și să ne jertfim pentru aproapele. 33 de ani, cuviosul Porfirie, a cerut el singur să meargă să fie duhovnic la capela spitalului din Atena, în perioada războiului, când erau foarte mulți oameni bolnavi și răniți și a cerut să meargă acolo unde e mai mare nevoie de el. Noi vrem de obicei să ne ducem acolo unde nu-i solicitarea foarte mare, să nu ne se ceară foarte mult, să ne mai protejăm, să ne mai ferim de efort, de greu. El s-a aruncat acolo unde era cel mai greu și unde nu voia nimeni să se ducă. Ca și călugăr să te duci în spitalul din Atena și să fii duhovnic. Păi nebunie curată, am zice noi. El acolo s-a dus. 33 de ani. Zi și noapte, spovedea continuu. Nu-i păsa de el. Deși era bolnav. N-a putut să stea în Sfântul Munte de bolnav ce a fost, de slab ce era. Deci nu era un om robust, cum suntem poate unii. Și cu toate astea nu s-a gândit la el. S-a jertfit. Nu contează că mor. Nu contează.
Important este să fac tot ce pot pentru binele celui de lângă mine. Și pentru asta Dumnezeu i-a dat daruri nespuse. Nespuse. Dacă nu mai avea niciun fel de taină în privința lumii, a istoriei, a viitorului, tot ce vrea, îi descoperea Dumnezeu. Și spune despre taină, harisma aceasta, pentru că i-a dat-o Dumnezeu, pentru ascultarea față de duhovnicii lui pe care i-a avut la Sfântul Munte, cât a stat el puțin acolo, dar avea o ascultare deplină. Și dă câteva exemple despre felul cum vedea el, îi descoperea Dumnezeu să vadă tot. Și spune că Dumnezeu mi-a dat acest har pentru ascultarea față de bătrânii mei. Cei care l-au iubit și s-au lipit de bătrânul lor, au dobândit harisma pe care o are și bătrânul. Și v-am spus de multe ori, harisma nici n-am așteptat-o și nici n-am voit-o, nici n-am cerut-o. Deci nu s-a rugat el să-i descopere Dumnezeu să știe toate tainele. Pur și simplu a primit-o în smerenie. Bătrânii mei nu îmi spuneau nimic, aveau această rânduială. Nu mă învățau prin cuvinte, ci prin starea și viața lor. Le-am învățat pe toate din viețile sfinților. Părinții nu se leau pe Domnul, nu căutau semne, nu cereau haruri deosebite și nici eu n-am urmărit vreodată dobândirea harismilor, ci numai iubirea de Hristos și nimic altceva. Harisma mi-a dat-o Dumnezeu ca să mă fac bun. Când văd ceva prin harul lui Dumnezeu, mă bucur mult în adânc, cu bucuria cea întru Domnul. Când mă cercetează harul lui Dumnezeu și privesc și citesc sufletul celuilalt, în acea clipă, harul dumnezeiesc aduce înăuntru meu însuflețire. Prin această însuflețire se manifestă harul dumnezeiesc, aducând un fel de apropiere prietenoasă, frățească de unire. După această unire vine o mare bucurie, atâta bucurie încât inima mea e cât pe ce să se spargă. Însă mă tem să o fac cunoscută în cele din afară. Văd, dar nu vorbesc. Chiar și dacă harul mă adeverește că acestea sunt adevărate. Însă când harul mă înștiințează să vorbesc, atunci eu vorbesc. Spun anumite lucruri pe care Dumnezeu mă luminează să le spun, din iubire pentru toți. Ca să simtă toată lumea îmbrățișană pe care Hristos ne-o face nouă. Țelul meu este ca toți creștinii să fie ajutați și să se mântuiască, aflându-se în comuniune de iubire cu Hristos. Iertați-mă că le spun așa. Nu cer niciodată de la Dumnezeu să-mi descopere ceva, căci nici nu-mi place să-L întreb. Socotesc că aceasta este potrivnic voii sale, că nu este nobil și cel mai rău că îl silesc. Spun însă, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, în chip rugător, și apoi mă las în voia lui Dumnezeu, tot ce vrea El, tot ce descoperă El. Deci cum primea El înștiințare? Și în mod sigur, toți părinții care au primit harul acesta, așa făceau și părintele Arsenie tot la fel. Cum primeau descoperirile de la Dumnezeu? Nu se rugau în mod deosebit, Doamne, descoperăm ce să-i spun omului acestuia sau descoperăm tainele despre ce va fi în viitor. Ci el se ruga doar atât, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă. Și primea de la Dumnezeu, se lăsa în voia lui Dumnezeu și primea tot ce voia Dumnezeu să-i descopere. Dumnezeu ascunde atâtea taine pe care nu ni le-a descoperit. Dumnezeu îi le descoperă celui care îl iubește. Chiar dacă acesta ar trăi și în pustie, le vede, dar nu le poate spune pe toate. Ce zicea părintele Arsenie la sfârșitul vieții? Încă multe taine am pe care le duc în mormânt cu mine, pentru că nu am cui să le spun, nu am cui să le descoper. Exact același lucru spune cuviosul Porfirie. Deci, în vreme le vede, dar nu le spune pe toate, ci numai cât îi îngăduie Dumnezeu. În vreme ce unul care este în lume, în mijlocul lucrurilor și al mijloacelor de comunicare, poate să nu-și dea seama și să nu știe nimic. Acum că le văd pe toate, mă simt foarte smerit. Adică cum să vă explic? Dumnezeu mă ocrotește, îmi trimite harul său și eu zic, eu atât de smerit și de nevrednic, ce voiește Dumnezeu de la mine? Dumnezeu iubește însă și pe cei păcătoși, asemenea mie, și vrea ca ei să devină mai buni.
Această harismă a înaintevederii este darul lui Dumnezeu, dar păstrarea acestui dar atârnă de om. Harismele duhovnicești le pierde omul atunci când nu ia aminte. E nevoie de atenție în aceste lucruri duhovnicești. Să nu dezvăluiți altora experiențele duhovnicești pe care le-ați avut. Nu se cuvine. Pierdem harul. Ați văzut-o pe Preasfânta, adică pe Maica Domnului, păstra tăcerea. Lui Iosif, logodnicul, nu i-a descoperit taina bunei vestiri. Dormea Iosif și a auzit glasul arhanghelului. A venit tainic, fără zgomot, cu delicatețe. Atenție! Dumnezeu se ascunde mult, atât de mult încât socotim că nu există. Se înfățișează altora care s-au învrednicit de darul smereniei. Eu pe toate le pun pe seama lui Dumnezeu. Cât despre mine, zic că sunt o țeavă veche ruginită, care împrăște apa care cea vie și prea curată. Când ți-e sete tare, nu stai să te mai gândești dacă țeava este de plastic sau de metal, că e ruginită. Te interesează apa. În vreme ce eu sunt cu sufletul la gură, lumea vine la mine smeritul, nu are nimic de luat de la mine. Eu nu am nimic, numai Hristos are totul. Când omul se umple de harul lui Dumnezeu, atunci se schimbă, saltă sufletul său. Ascultă glasul lui și se bucură sufletul. Harul mă face să pățesc și eu așa. Mi se schimbă dintr-o dată glasul, chipul, se schimbă toate. Am învățat să mă laud nu cu izbânzele mele, ci cu harul lui Dumnezeu, care stăruitor și întru totul vădit, voiește să mă trag alături de El. Prin toate cele pe care mi le înfățișează, de atunci de când eram mic și am mers în Sfântul Munte. Eu însă am întotdeauna același simțământ. Deci își păstrează harul pentru că se simte păcătos. Anume, am același simțământ că n-am izbutit să-L trăiesc cu ardoare pe Hristos. Cât de departe sunt de El. Pentru toate câte mi le-a dat Dumnezeu înăuntru meu, sufletul mă osândește mult. Am înăuntru meu o teamă. Mă gândesc și la ce spune Sfânta Scriptură. Doamne, Doamne, zice Domnul Hristos, au nu în numele Tău am prorocit și în numele Tău am scos demoni și în numele Tău am făcut minuni? Și atunci le voi mărturisi lor. Niciodată nu v-am cunoscut pe voi. Depărtați-vă de la mine cei ce lucrați fără de legea. Mă gândesc la asta, dar nu deznădăjduiesc. Mă las în seama iubirii și milei lui Dumnezeu. Am vrut să îl pun un pic în atenția noastră pe cuviosul Porfirie, pentru că seamănă mult harul lui pe care l-a avut cu harul Părintele Arsenie și de care mulți s-au smintit și de Părintele Arsenie, pentru că avea harul acesta și spunea că e cine știe de la cine. Și am vrut să fac legătura aceasta cu vederea duhovnicească. Ce înseamnă, de fapt, să ne lumineze Dumnezeu ochii minții, să nu mai fim orbi? Și am văzut cam ce poți să vezi și cam ce înseamnă să vezi cu adevărat atunci când ai pocăință. Îți descoperă Dumnezeu toate așa cum le descoperă Sfinților. Noi nu trebuie să cerem să vedem ceva deosebit. Un singur lucru să cerem. Doamne, ajută-mă să-mi văd păcatele. Că atunci ești văzător cu adevărat când îți vezi păcatele. Dumnezeu să ne ajute să ne lumineze ochii minții noastre, să șteargă patimile care întunecă harul lui Dumnezeu și întunecă mintea noastră, așa încât să vedem prezența lui Dumnezeu în viața noastră, în existența celorlalți și pentru toate să dăm slavă și mulțumire lui Dumnezeu. Amin. Dumnezeu să ne ajute.